Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt ales și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vă explic cum anume puteți șterge un joc de pe Steam. Foarte mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat acest lucru deoarece eu în ultimul timp v-am arătat cum descărcați jocuri Steam sau anumite joculețe Steam, să spunem așa. Dumneavoastră nu mai vreți acele jocuri în Steam, aveți posibilitatea să le dezinstalați, însă ele vor rămâne în lista dumneavoastră Steam și am fost întrebat, bine, dezinstalez jocul, dar cum anume îl șterg. Puțin dintre dumneavoastră știu de opțiunea aceasta, așa că haideți să începem acest video tutorial care va fi destul de scurt prin deschiderea contului de Steam. Vom intra pe acest cont, nu pe lista de prieteni, vom intra pe community, pe library, pe ce vreți dumneavoastră, însă trebuie să ajunge pe pagina principală. Hai să mergem la library și aici aveți lista dumneavoastră de jocuri. Dacă să spunem că vreți să dezinstalați un joc, este simplu, dați click dreapta pe el, dați pe Uninstall, dați pe Delete, așteptați să se facă dezinstalarea și acest joc a fost dezinstalat. Ei bine, însă dacă vreți să scoateți un joc din această listă, un joc pe care nu o să mai puteți să-l folosiți, un joc pe care îl pierdeți definitiv, așadar... Mare atenție la ceea ce faceți, pentru că odată dezinstalat îl puteți instala, însă odată șters nu-l mai puteți instala, așadar mergem pe Help, avem aici Steam Support. Ajungeți în această listă unde sunt afișate jocurile dumneavoastră Steam. Aici aveți mai multe probleme pe care le puteți rezolva cu ajutorul suportului Steam, printre care și Maya Cont, unde aveți Family View sau suport guard, voi da înapoi și voi intra la game software și etc. Din păcate nu pot rula acest joc, nu știu ce probleme a avut la instalare. Este un joc cu mașini, este un joc destul de interesant, însă eu nu îl pot rula. Și atunci m-am gândit să-l șterg permanent din lista mea pentru a vă demonstra cum anume se poate șterge un joc din Steam. Ar fi bine ca înainte de a șterge jocul să îl instalați. Mergeți la library, dați click dreapta pe joc, și dați un install, el oricum va fi aici, hai să dăm click pe acest joc, să dăm un install, delete și acesta este dezinstalat însă îl puteți reinstala, dacă însă vom face ștergerea permanentă nu o să mai apară în această listă și o să vedeți imediat acest lucru, vom da aici din nou pentru a intra pe pagina unde putem să ștergem jocul, deci v-am zis dați click pe joc după ce l-ați identificat și apăsați aici I want to delete permanently this games, vreau să șterg permanent acest joc sau m-am răzgândit și nu vreau să-l șterg. Eu apăs butonul că vreau să-l șterg permanent și îmi spune că pot să mă reîntorc acum la pagina Home și vedem că acest joc nu mai este în librăria mea, deci a fost șters și nu se mai regăsește în librăria mea. Cam așa se șterge permanent un joc din Steam, v-am spus inițial, îl trebuie dezinstalat și după aceea trebuie șters. Dacă dumneavoastră întâmpinați probleme, vă aștept în rubrica de comentarii. Sper că acest video tutorial vi s-a părut interesant, dacă este așa vă invit să-l distribuiți, să dați un like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați, nu uitați că în fiecare zi ne putem întâlni la un eveniment live. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte video tutoriale.